Chiar în aceste momente se desfășoară ceremonia de aprindere a flăcării olimpice, conform tradiției. Marea preoteasă și cele 20 de vestale din Grecia se roagă la Apollo, zeul soarelui, pentru aprinderea torței. Imediat după acest moment, simbolul celui mai important eveniment sportiv va începe cu un drum lung de mii de kilometri spre Paris, orașul care va găzdui jocurile de vară începând cu data de 26 iulie. Flacăra va parcurge 11 zile în Grecia și 7 zile pe anumite insule grecești. Ultimul purtător al torței pe pământ elen va fi Ioannis Funtoulis, medaliat cu argint la polo pe apă la Jocurile Olimpice din 2021. Flacăra va pleca apoi spre Franța la bordul navei Belem, o navă cu trei catarge care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ea va ajunge la Marsilia, orașul care va găzdui probele de sailing din cadrul jocurilor, de unde va pleca ștafeta franceză a torței olimpice. La ceremonie, România este reprezentată de președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, Mihai Covaliu, de campioana olimpică Maricica Puică și Radu Frunteș. Conform armistițiului olimpic, pe perioada jocurilor olimpice, armele trebuie să tacă. În noiembrie 2023, Adunarea Generală ONU a lansat un apel oficial la armistițiu pe durata Jocurilor Olimpice de Vară de la Paris, în baza tradiției din Grecia antică de a renunța la lupte pe durata competiției. Armistițiul olimpic grecesc, denumit Echeria, s-a născut în secolul al VIII-lea înaintea erei noastre, fiind reînnoit de Comitetul Internațional Olimpic în 1992. Haideți să urmărim chiar acum imaginile de acolo.